cu papion? Păi da. Știi că toată lumea, da, toată lumea care te-a văzut mi-a transmis, băi, dacă îl mai vezi pe Ianis din Iași, spune-i poziția, jos pălăria pentru puștiola. Zău, adică... Auzi, Dane, contextual merge mai bine, jos papionul sau jos cravata. Papionul! Că tot îți plac ție papioanele, știi? Că tot îți plac ție papioanele. Jos pălăria, jos papionul. Mai bine, mulțumesc, Andra, mulțumesc. Sau mai bine, uite, jos, știi? Jos pălăria. Sau vorba lui Connector, jos papionul. Ești pregătit? Pregătit. Perfect. Hai să-i dăm drumul. Ia, auzi? Ce Dumnezeu? Ia trage tu de aici. Hai că zici că ești de la Burlane. Ia trage. Sunt ale tale, Ianis! Sunt ale tale! Colecția lui de papioane! Păi nu ești tu colecție, uite cum le adună! Colecționar de papioane? Vai de capul meu! Păi da, colecționez papioane! Hai, ia uite, acum ești dechisit pentru 2 ani de acum încolo. Ai toate culorile, Ianis. Mamă, toate culorile. Le dai mie sau îți rămân ție? No, ce să ți le dai ție? Îți rămân ție, așa e? Rămân mie. Îți rămân ție, perfect. Dar dă-mi voie să ți le păstrezi eu, perfect, mamă. Ai o, ai o pălărie întreagă de papioane. Auzi, Ianis, în jurul tău văd că mai nou roiesc și mari actori. Ha? Da! Ai venit! Da, e normal! Da, 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 ceva normal. Ce? Adică în seara asta joci teatru cu... Claudiu! Claudiu Pleon! Claudiu Pleon! Partenerul lui Ianis! Domnule Pleon, domnule Ianis!